Era Bartomeu la Barcelona a apus, asta după ce spaniolul și-a anunțat demisia de la cârma clubului pe care îl conducea din 2014. Spaniolul a luat această decizie după ce rezultatele echipei au început să scadă în mod evident. Între conducere și fotbaliști importanța echipei, în principal Piqué și Lionel Messi, s-a produs o ruptură totală. Fanii au criticat vehement modul în care clubul este condus, iar înfrângerea de pe Camp Nou cu marea rivală Real Madrid a fost picătura care a umplut paharul. În acești ani în care Josep Maria Bartomeu, împreună cu restul de oameni din anturajul său, a condus echipa din Catalania, au reușit să bifeze multe buline albe care au ajutat ca clubul să crească, dar pe lângă lucrurile pozitive făcute, bineînțeles că s-au făcut și greșeli, iar în videoclipul de astăzi ne propunem să vă arătăm cele mai bune și proaste decizii făcute de clubul catalan în această perioadă, dar nu înainte de a vă ruga să apăsați pe butonul de like și abonare. Începem, bineînțeles, cu lucrurile pozitive, acestea fiind cele 13 trofee câștigate în cei aproape 7 ani, dintre care putem enumera 4 titluri în La Liga, 4 cupe ale Spaniei și trofeul UEFA Champions League. Pa chiar în anul 2015 au reușit să câștige toate trofeele puse în joc, o performanță care s-a mai întâmplat la club doar o singură dată. În acești ani au fost cumpărați mulți fotbaliști, dar cu siguranță cei mai buni au fost Marc-Andre Ter Stegen, care a fost adus pentru doar 12 milioane de euro, Ivan Rakitic, care a venit de la Sevilla pentru doar 18 milioane de euro, și cel mai bun transfer făcut de această conducere a Barcelonei, în opinia noastră, a fost Luis Suarez, care a fost cumpărat de la Liverpool și care a reușit să fie exact atacantul de care Barça avea nevoie. Tot în această perioadă, catalanii au reușit să aibă una sau poate chiar cea mai spectaculoasă tripletă din lume, și anume MSN, formată din Lionel Messi, Neymar și Luis Suarez, cei trei împreună fiind imposibil de oprit. Tot sub conducerea lui Bartomeu, clubul a înregistrat cea mai mare creștere economică în anul 2019, ajungând să aibă venituri estimative de peste 1 miliard de euro. Acestea sunt cele mai importante lucruri bune reușite de conducerea Barcelonei de când a fost instaurată în ianuarie 2014. Acum trecem la lucrurile mai puțin reușite și primul dintre acestea este pierderea brazilianului Neymar, căruia i-a fost achitată clauza de reziliere, ajungând în Franța la PSG. Conducerea ar fi trebuit să facă tot ce se poate ca superstarul Neymar să rămână la echipă, asta pentru că atacul catalanilor a suferit o scădere vizibilă după ce acesta a plecat, dar și din punct de vedere al marketingului au avut de suferit după această plecare. Altă greșeală foarte mare este că după ce Neymar a plecat, Bartomeu i-a cumpărat pe Ousmane Dembélé și Philippe Coutinho pentru niște sume cu adevărat exagerate și în plus ambii au dezamăgit, așa că extratereștrii au pierdut și sume impresionante de bani cu transferurile neinspirate ale celor doi și tot nu au găsit un locuitor pentru Neymar. Antrenorul echipei a fost schimbat mult prea des, mai exact Barça în acești ani a avut mai puțin de 5 antrenori și alții 4 directori sportivi, ceea ce este mult prea mult pentru o echipă mare care dorește să aibă o filozofie clară. Masa salarială a lotului a crescut și ea considerabil, dacă în sezonul 2014-2015 aceasta ajungea la 432 de milioane de euro, acum aceasta a ajuns la peste 700 de milioane, ceea ce a făcut ca conducerea să ceară fotbaliștilor să-și reducă salariile. Bineînțeles, fotbaliștii n-au cum să fie fericiți când salariul lor se diminuează, așa că evident au apărut neînțelegeri și o atmosferă proastă în club. O bilă neagră pe care Bartomeu a făcut-o este relația proastă pe care a avut-o cu capitanul și cel mai reprezentativ fotbalist pe care Barcelona îl are, Lionel Messi. Messi, în ultimul timp, și-a manifestat dorința de a pleca de la Barcelona din cauza conducerii care a luat foarte multe decizii care l-au nemulțumit pe superstarul argentinian, dar din fericire pentru fanii catalani, acesta, după demisia lui Bartomeu, pare că va mai rămâne mult timp pe Camp Nou.
Sub această conducere, Barcelona a suferit și câteva eliminări șoc din UEFA Champions League. Cea mai recentă este înfrângerea umilitoare cu Bayern München, care i-a făcut pe fanii Barcelonei să ceară demisia lui Bartomeu, iar acum acest lucru s-a întâmplat. Clubul, până la noile alegeri care vor avea loc în următoarele săptămâni, va fi condus de Carles Tusquets, care a fost pus președinte interimar și va încerca să ia cele mai bune decizii în favoarea clubului. Acum că videoclipul este pe terminate, am vrea să ne scrieți în comentarii ce lucruri v-au plăcut în acest mandat al lui Bartomeu la Barcelona și ce nu. Și bineînțeles, nu uitați de like, share și abonare și desigur, dacă doriți, puteți deveni și membri. Salut!